Noi astăzi avem o republică parlamentară, așa? Eu astăzi mă consult cu cetățenii. Apropo, asta nu vine din popor. Oamenii vor regulă în țară. Deci, după discuțiile cu oamenii, înțeleg, oamenii vor republică prezidențială. Ei vor un om să răspundă pentru tăzi. Când le spun oamenilor, băi, oameni buni, asta e un fel de dictatură. Numai că nu e dictatura cum voi, Kim Jong-un și așa mai departe, cum vă imaginați. Deci le explic și trebuie să le explic ce înseamnă dictatură, de unde a apărut cuvântul ăsta. Dar cel mai important, chiar în percepția oamenilor, cum percepe astăzi cuvântul dictator, să le explic. Eu niciodată nu voi fi dictator pentru oameni de afaceri, pensionari, doctori, profesori, tineri, nici pentru un om din țară eu n-o să fiu dictator, dar pentru corupți, pentru bandiți, pentru toți mizerabilii care au distrus și ne distrug astăzi Republica Moldova în continuare, ia ca pentru rând și o să fiu dictator, în sensul social rău a cuvântului dictator care el percep oameni. Înțelegi cum? Și ia ca cu asta eu trebuie să ajung la fiecare, la fiecare cetățean de Republica Moldova. Că astăzi eu și trebuie să merg după unele standarde, ori după unele promisiuni ca să le plac oamenilor. Să fac așa cum pasul o promis toate problemele care le-au văzut în sondaje și în baza asta au luat 63 de mandate în Parlament. Nu, domnul Gonț, eu trebuie să la oameni să le spun realitățile. Oamenii care le acceptă mă vor sunea, dar care mai departe ori crede că o integrare, una în tămoșnă, să zori, Uniunea Europeană să le hotărăsc toate problemele, dar n-a se întâmplă nici o integrare, nici altă, nici în 2025, nici în 2030. Asta e alta. Dar când eu vorbesc de dictatura infrastructurii, când într-o țară parlamentară drumul Chișinău-Ungheni s-a făcut 7 ani. Când vorbesc într-o republică prezidențială și cu o dictatură în infrastructură, același drum se face, Gheorghe, într-un an de zile și cu 40% mai ieftin. Înțelegi cum? Și iată, cu cât mai, la mai mult cetățeni voi ajunge, dar eu nu văd alt cale de a fi salvat Republica Moldova. De unde s-a luat cuvântul dictatură? Deci dictator sau magistrat, cum se părea, da? A apărut în Roma antică când o persoană era numită în unele cărți scrie 6 luni, în altele scrie 200 de zile pentru a scoate din criză. Când romii erau în stare de război, crize economice, sociale sau când trebuiau de urgență să fie implementate niște modificări în legi care trebuiau făcute azi și el târziu mâine. Înțelegeți cum a apărut dictatura? De asta, astăzi la noi, oare te îngrochi și devii încă un președinte de țară, încă o fracțiune parlamentară, care spune că, ca și asta vrem să vă facem și asta, dar aici nu putem, aici nu ne permite legislația, aici nu avem majoritate, aici trebuie majoritate constituțională. Dar oamenii vor mâine realizări, încă o dată. Ori vreți și eu și eu unul cu bomboana, cu vremuri bune pentru 2030, când tipa a să ajungem în UE, cum o face astăzi pasul. Deci, de asta pe mine mă interesează luarea deciziilor rapid într-un moment critic. Spuneți, vă rog, în care domeniu noi nu avem situație critică azi în țară? Nu contează, că e agricultură, că e justiție, că e învățământ. Spuneți, în care domeniu că nu avem situație critică? În toate este critic. De asta eu voi cere în campanie mandatul de la cetățeni să ne asum pentru 4 ani tot ce se întâmplă și se va întâmpla în țară ca să nu ies pe la oameni. Of, vreau, dar nu pot, dar nu știu și așa mai departe. Înțelegeți?